Bun găsit! Începem un nou sezon, al cincilea al acestei emisiuni. Sperăm să ne fiți alături. În interviul ediției vorbim despre mobilizarea ordonată de Putin și o nouă anexare a unor teritorii ucrainene. La revista presei Fake vom afla despre lupta lui Putin cu Occidentul satanist. La fake-uri istorice vom vedea că pentru Kremlin, națiunile ucraineană și belarusă nu există. Ele sunt doar declinări ale celei ruse. Iar la conspirația săptămânii aflăm că un fost ministru român de externe reia discursul lui Putin privind caracterul artificial al statului ucrainean. Începem cu interviul ediției. Rusia a anexat săptămâna trecută 15% din teritoriul Ucrainei, provinciile Lugansk, Donetsk, Herson și Zaporojie, iar Putin a ordonat mobilizarea parțială, prima după 1941. Propaganda de război, dezinformarea și discursul instigator la ură contribuie la escaladarea conflictului. Nici Occidentul nu este ferit de efectele populismului. Formațiunile de extremă dreapta, de extracție fascistă și nazistă, câștigă teren și chiar ajung la putere în Italia și Suedia. Ovidiu, este prima mobilizare în Rusia după 1941. Mobilizare parțială. Putin vorbește în continuare de operațiune militară specială. Deși este limpede, este un război în care Rusia este angajată și mesajul a fost lansat și pe plan intern, declarându-se mobilizarea parțială. De ce mai susține Putin că e vorba de o operațiune militară specială? Cui se mai adresează în contextul ăsta? Este o operațiune militară specială, cum este și o mobilizare parțială. Ambele sunt eufemisme. Vladimir Putin a declarat un război de agresiune la 24 februarie, pe scară largă, iar mobilizarea de acum nu este nici de cum parțială. După cum vedem, celebrul paragraf 7, care nu a fost făcut public din decretul de mobilizare, pare să vorbească de un număr mult mai mare de oameni decât cei 300.000 anunțați pe diferite căi de oficialii ruși. Este o chemare a întregului popor la un efort de război, pentru că operațiunea din Ucraina, ca să îi cităm pe oficialii ruși, nu merge și nu și-a atins niciunul dintre scopuri. Acesta este un aspect. Un al doilea aspect este faptul că ulii de la Moscova, cei care susțin continuarea implicării în război, ba chiar amplificarea, escaladarea războiului, au căpătat voci din ce în ce mai puternice, pe fondul slăbiciunii demonstrate de armata rusă în teren. Atunci Vladimir Putin n-a avut încotro, el a evitat pe cât posibil această mobilizare la scară largă, generală, parțială, putem să-i spunem cum vrem, dar e o mobilizare la scară largă, a evitat-o bănuind cam care vor fi efectele în societate. El a căutat să țină războiul undeva departe de societatea rusă. La televizor, noi urmărim de pe canapea, noi suntem aici, ne ducem viețile la fel ca înainte, mergem în Crimea în vacanță la mare, dar ce să vezi, mai cad niște bombe în zonă și trebuie să fugim repede, repede de acolo, mai mergem în vacanță în Europa, cât s-a mai putut, acum nu prea se mai poate. El a căutat să dea impresia unei vieți normale, a societății ruse, cu un conflict pe care profesioniștii îl rezolvă în mod clar, organizat, așa cum îi place societății ruse. Uite că nu merge. A adus războiul în casa fiecărui rus. Și această slăbiciune a armatei ruse și faptul că ulii au simțit că este un moment complicat a fost perceput ca o slăbiciune personală de Putin, a luat-o personal. Contraofensiva făcută de ucraineni în regiunea Harkov a fost o umilință personală pentru ei. A fost o umilință personală și cred că elementul cheie în această cedare. Trebuie să vedem ca o cedare în fața liniei dure de la Moscova.
Asta nu e o veste bună. E o linie mai dură decât Putin. Mai dură decât Putin, care cere, iată, chiar în ultimele zile apar pe televiziunile rusești, sigur, e multă propagandă acolo, dar am văzut că de multe ori propaganda ajunge să fie tradusă în fapte. Niște mișcări. Cer lovituri nucleare asupra forțelor NATO din Polonia. Și din Marea Britanie. Să radem Londra de pe fața pământului. Și alte lucruri poate mai puțin fanteziste. De exemplu, lovirea hub-urilor de aprovizionare din țările învecinate. Deci, a apărut și o declarație a lui George Friedman pe tema asta, că Rusia va trebui să intre în război și cu NATO și țara cea mai vulnerabilă ar fi România. Să nu uităm că cel care a lansat această idee a fost dictatorul de la Minsk, Lukashenko, același care înainte de invazie a prezentat harta invaziei. Toată lumea a crezut că e un fake. Așa că asemenea lucruri, sigur, ele sunt umflate, par propagandă, dar trebuie luate foarte în serios. Nu înseamnă că ele se vor întâmpla așa mâine. Și în acest context în care au fost declarații în care s-a cerut mobilizarea generală, de exemplu, șeful Partidului Comunist, Ziuganov, a cerut asta cu o săptămână înainte de decretul semnat de Putin. Să înțelegem că speranța pe care și-o pune lumea liberă în dispariția lui Putin de la Kremlin și faptul că totul se va rezolva este una deșartă? Știți cum se spune? Să avem grijă ce ne dorim. Pentru că ar putea fi luată puterea de către linia dură. Acum însă, la fel trebuie luate lucrurile nuanțat, pentru că vedem reacția din societatea rusă. Adică în momentul în care războiul nu mai este un serial TV, ci ajunge în fiecare casă, deci orice bărbat din Rusia care a trecut armata este obligatorie. Toți cei care au trecut prin armată, în acest moment, sunt pasibili de a fi trimiși pe front. Ceea ce înseamnă odată dramele personale. Ești luat din viața ta, din activitatea ta zilnică, alături de familie, de cunoscuți, și trimis într-o cazarmă, de unde poți fi trimis la moarte imediat, dar odată trimis acolo, nu mai desfășori o activitate, nu mai obții un venit, nu mai plătești taxele și impozitele. Toate aceste activități care fac ca o societate să funcționeze, mai bine sau mai prost, dar să funcționeze. Paradoxul este că tocmai știrile false care erau propagate în România la începutul acestui conflict, privind mobilizarea generală în România, știri care erau amplificate cu buna știință a Moscovei. S-au întâmplat în Rusia. Știți, în vremea pandemiei erau știrile cu vaccinarea obligatorie. S-a întâmplat și asta, dar tot în Rusia. Asta antivacciniștii nu ne mai spun, ei care au făcut din Putin o icoană, nu ne mai spun că Putin a introdus vaccinarea obligatorie. Nu i-a reușit nici aia. Asta e o altă discuție. Așadar, acești oameni, revenind la mobilizați, trebuie chemați, hrăniți, echipați. Deci sunt niște cheltuieli. Asta înseamnă o mobilizare generală, înseamnă trecerea economiei pe picior de război, ceea ce va însemna raționalizări, resurse care sunt îndreptate. Asta este singurul pas care încă n-a fost făcut oficial. Dar el va veni în mod logic, mai devreme sau mai târziu. Pentru că dacă această mare mobilizare reușește, că și aici e un semn de întrebare, vor reuși ei să-i aducă sub arme pe 300 de mii, 500 de mii, un milion de oameni? La ce vedem că se întâmplă pe la centrele de recrutare, ce vedem că se întâmplă prin diferite republici marginale ale Federației Ruse, unde efortul de război a fost și până acum maxim, lucrurile sunt complicate. Dar dacă reușesc, va fi nevoie de resurse. Trebuie înarmați, trebuie echipați. Există lipsă de muniții, există lipsă de echipament militar deja. Mare parte a fost distrus. Lucrurile devin complicate și pasul următor va trebui să fie militarizarea economiei. Am văzut cozi teribile la punctele de frontieră din țările vecine Rusiei, în care rușii pot pleca încă fără viză, de exemplu în Georgia, în fostele state sovietice, Uzbekistan și așa mai departe. Imediat după decretul citit, anunțat de Putin, Letonia a fost prima țară europeană care a anunțat că nu va acorda viză rușilor care vor să scape de război, viză umanitară, după care au venit și celelalte țări. Cum pare această știre pentru o Europa care se dorește una a drepturilor omului? Suntem într-o dilemă morală. Pe de o parte, într-adevăr, suntem animați de acest sentiment umanist. Europa este locul care apără cel mai mult drepturile omului.
Acum, în privința cetățenilor ruși, avem această problemă. Unde erau până acum? Sunt ei disidenți? Sunt ei niște luptători pentru democrație în Rusia? Cei care au fost și care au reușit să iasă din Rusia au primit vize, se dau pentru aceștia, chiar și azi, în condițiile chiar ale eliminării acelui acord de facilitare a vizelor. Luptătorii pentru democrație, dizidenții, cei aflați în pericol, persecutați, pot obține o viză pentru a merge în Europa. Dar marea masă a celor care vor să scape de recrutare sunt ei în această situație. Apoi, recrutarea în sine, decisă de un stat, nu este un atentat la drepturile omului. Statul respectiv are dreptul, dacă el consideră, sigur, cu consecințele de rigoare, dar e în dreptul lui să decidă mobilizare, dacă așa consideră. Da, dar oamenii aceștia vor merge la război în Ucraina, o Ucraina pe care o susțin toate aceste state care interzic rușilor să fugă din Rusia. Dar nu este clar că acești ruși chiar sunt împotriva războiului. Dacă erau împotriva războiului, se manifestau până acum. Problema lor este că ar fi vrut ca războiul să fie purtat de alții. Iar ei să stea pe canapea și să privească și să se mândrească, iată cum băieții noștri obțin victorii și cum Vladimir Putin este puternic și noi trăim într-o Rusie puternică. E, în momentul în care se apropie funea de par, cum se spune la noi, lucrurile încep să se complice. Deci ne aflăm într-o dilemă morală și, atenție, poate nu cu noi înșine, dar față de săracii ucrainini pe care am primit cu brațele deschise în mod normal, i-am ajutat pentru că i-au plecat, pentru că locuințele lor erau distruse, casele lor, familiile lor distruse, viața lor le era pusă în pericol de către un agresor. Nu putem să-i punem pe unii și pe alții, agresorul și agresatul, să-i punem pe același nivel din punct de vedere moral. Sunt apoi țările învecinate, gen Georgia sau alte republici din fosta URSS, care în momentul acesta își pun niște probleme foarte practice. Sunt deja peste 300.000 de ruși în Georgia, care deja au început să ceară niște lucruri pe care nicio minoritate din Rusia nu îndrăznește să le viseze. Profitând de faptul că sunt mulți, deja georgienii se simte excedați și au ajuns să spună oficial de-ai lor, nu mai vrem ruși, nu contează că sunt buni sau răi. Nu-i mai vrem în niciun fel. Putin a făcut un pas care va duce ca o viitoare pace să fie din ce în ce mai improbabilă. Cele două așa zise republici populare, Donetsk și Lugansk, au organizat un referendum. Asta s-a întâmplat și în regiunile Zaporojie și Herson, vor fi anexate de Rusia. În aceste condiții în care Kievul a anunțat de fiecare dată că nici o palmă din pământul ucrainean cotropită sau anexată deja, și aici intră și Crimea, Ucraina nu va renunța la aceste teritorii. Va mai putea să se găsească o soluție de negociere în aceste condiții? Cred că această decizie de a organiza aceste așa zise referendumuri, ce referendum e acela în care ți intră soldatul rus în casă cu arma în spate și întreabă, nu e așa că ești de acord ca de mâine să fie anexat de Rusia? Ce poți să răspunzi? Oricum, ei nu au niciun interes pentru nicio urmă de legalitate în acest demers. Deci, lăsând la o parte asta, aceste așa zise referendumuri, coroborate cu amenințarea de a folosi arma nucleară în caz că vor fi atacați, pentru că deja acolo e Rusia și atunci va fi socotită ca o agresiune la adresa Rusiei, aceasta, din urmă, este însă o amenințare de escaladare cu mult mai gravă, pentru că pune lumea liberă, pune omenirea în fața unei situații cu totul noi și nemai văzute. Până acum nu s-a discutat despre folosirea armei nucleare. Și noi, a existat o criză a rachetelor, dar a fost într-o altă epocă. Dar a fost într-o altă epocă și de o altă natură. Cel puțin de atunci încoace, și e mai bine de o jumătate, sunt 60 de ani, nu s-a pus în discuție folosirea armelor nucleare. Avem arme nucleare, le folosim în scopul descurajării, dar nu aducem în discuție folosirea lor. Niciuna dintre puterile nucleare. Da? Iar la vârf, între aceste puteri, există mecanisme, au existat chiar mecanisme de control reciproc, oricum de încredere reciproc, astfel încât să fiecare să fie încredințat că celălalt nu folosește o amenințare de acest gen. Lucrul, lumea a funcționat. Acum Rusia trece o linie roșie, fiind prima putere nucleară, care spune, eu aș putea să folosesc
arma nucleară. Că e armă nucleară tactică, deci de mici dimensiuni, care nu va produce niște efecte catastrofale la nivelul umanității. Sigur, dar acesta este unul dintre elementele de comunicare ale propagandei ruse. Haideți să facem pace, haideți să lăsăm Ucraina să-și rezolve singură problema, suntem sub un pericol, nu ne putem permite și există acest fake lansat de Rusia, depinde de puterile occidentale să facă pace, ca și cum Occidentul a atacat Rusia și depinde de Occident ca să facă ce? Când, de fapt, nu Occidentul a atacat, ci Rusia este un stat agresor în acest moment și depinde de Rusia să se retragă. Sunt voci în Occident care rezonează cu acest mesaj și vom intra și în partea a doua a discuției, vorbind de Berlusconi, de exemplu, nu? Care face parte dintr-o coaliție care a câștigat alegerile în Italia. Vine o iarnă care va fi dificilă, această amenințare nucleară se adaugă șantajului energetic. De ce să mergem noi mai departe și de ce să răspundem când am putea foarte bine să ne facem că problema nu există, să-i lăsăm pe ucraineni în pace? În definitiv nu e problema noastră și noi să ne vedem de business as usual, să aducem din nou gaz ieftin, să trăim bine și să facem afaceri cu rușii. E un pericol imens, pentru că așa cum spunea și șefa Comisiei Europene, dacă Rusia încetează să mai lupte, va fi pace. Dacă Ucraina încetează să mai lupte, Ucraina va fi distrusă și viitoarea țara amenințată va fi una din blocul european sau blocul NATO. Nu trebuie să ne mai facem iluzii în privința asta, că vom putea să cedăm și să avem o bună cooperare cu ei. Dar oare Europa, după această iarnă, care se anunță a fi foarte complicată, va mai ieși la fel de democratică și la fel de solidară cu cauza ucraineană? Asta e o provocare pentru întreaga Europa. Am văzut rezultatul alegerilor din Italia. El are o parte îngrijorătoare, dar lucrurile la fel trebuie luate și acolo destul de nuanțat. Depinde de multe. Deocamdată, europenii și-au asigurat stocurile pentru iarnă. Lucrurile vor rămâne sub control. Sigur, prețul va fi o problemă, dar deja prețul îl cunoaște. Prețul, inflația. Prețul, inflația. Partidele extremiste, populiste vor profita de această perioadă. S-a văzut deja. Inclusiv pe fondul imigrației, e cazul Suediei, cu democrației Suediei, care au câștigat în mod neașteptat locul 2 în alegeri. E vorba de frații Italiei. Toate cu același mesaj. Limităm imigrația, se vorbește și de interzicerea avortului în Italia, se vorbește de alte raporturi cu Bruselul, în cazul Italiei, lucrurile devin mult mai nuanțate. Și este foarte interesant că mesajele sunt de același ton, de aceeași factură, unele rezonează cu ce știm și din România, de exemplu, sloganul Giorgiei Meloni, care a câștigat alegerile Italia, a fost Dumnezeu, patria, familia. Ne sună cunoscut. Ne sună foarte cunoscut. Italia pentru italieni. Și asta ne sună cunoscut dintr-o altă... Foarte interesant că extrema dreaptă de la noi, care salută, în mod sigur, victoria Giorgiei Meloni, de fapt salută partidul care va fi contra emigranților români aflați în Italia și care, mulți dintre ei, sunt susținători extremei drepte. Se referă oare și la imigrația intra-europeană? Când spui Italia pentru italieni, la ce te gândești? Nu știm cum vor acționa cei de extrema dreapta. În cazul Giorgiei Meloni, lucrurile sunt cu atât mai complicate, cu cât ea se declară ca fiind atlantistă. A promis că va menține sancțiunile împotriva Rusiei. Pe de altă parte, potențialii ei colegi de coaliție, Forța Italia și partidului Salvini, Lega, s-au pronunțat adesea împotriva sancțiunilor, spunând nu trebuie să renunțăm la sancțiuni ca să trăim noi bine. Aici va fi o problemă la formarea coaliției și la formularea unui punct de vedere în privința Rusiei. Și nu știu cum vor ieși din situația asta. Apoi, de fapt, e vorba de regimul sancțiunilor, unde trebuie să existe o unanimitate la nivelul Uniunii Europene. Deja Ungaria spune că nu va mai fi de acord. Există însă o altă cale. Sigur, ea nu e cea mai convenabilă, dar există, este la îndemâna statelor europene. Nu dorești să fii alături de noi în sancțiuni, atunci sancțiunile vor fi aplicate de 26 de state. Mai puțin voi, vă convine să rămâneți
în afară? Vrea și Italia să fie izolată la fel precum Ungaria și să rămână în afara sancțiunilor? La ce va folosi? O să vină rușii să facă comerț direct cu ei peste întreaga Europa? Câștigurile sunt mult mai mici în raport cu pierderile. Cum e posibil ca Suedia, pe care o știam, ăsta era brandul de țară, democrație socială și un bastion al liberalismului progresist, să fie țara în care al doilea partid ca mărime este cel mai mare partid nazist din lume, înființat în 1988. Cum e posibil ca în Italia un partid de sorginte fascistă să câștige alegerile? Ce spune asta despre momentul pe care îl traversează Europa? Spune multe despre puterea populismului și mesajelor populiste. Cred că societățile sunt diferite, dar sigur, vedem că răspunsul este de natură apropiate. Partidul acesta din Suedia, el se pronunță foarte clar împotriva imigrației. El nu contestă aranjamentul social al Suediei. Nu este un partid din acesta etnicist cu asemenea veleități. El contestă această chestiune care provoacă niște nemulțumiri și niște semne de întrebare în rândul societății, care crede că acesta este modelul. Nu este, dar ei au un potențial de creștere oarecum limitat. De aici încolo, Suedia va vedea cum va gestiona acest lucru. Au fost și în Finlanda, la un moment dat, adevărații finlandezi. Nu mai sunt un partid extrem de semnificativ. Au fost în Olanda, Partidul Libertății. Nu mai sunt atât de importanți precum erau, amenințau la un moment dat să fie al doilea partid sau chiar devenise al doilea, al treilea partid al Olandei. Nu mai sunt azi. Deci aceste valuri vin și trec în funcție de niște provocări interne ale momentului. Dar în privința Italiei, Italia va da niște răspunsuri, poate. O să vedem o legislație anti-avort, o să vedem că LGBT, ceva inspirat din legislația Ungariei. Dar problemele Italiei nu sunt astea. Problemele Italiei sunt financiare și economice. Rezolvarea lor depinde de fondurile europene. Putin a declarat război Occidentului satanist. Are de partea sa propaganda TV, care sună precum cea sovietică, doar că este în format HD. Horia Grușca. Ceremonia fastoasă consacrată anexării de către Rusia a patru regiuni sud-est ucrainene a fost pentru președintele Vladimir Putin prilejul unui rechizitoriu paroxistic la adresa Occidentului. În cuvântarea cu accente delirante și presărată cu referințe biblice, Putin a descris oficializarea raptului teritorial ca parte a unui război sfânt împotriva țărilor vestice, care, pe lângă că sprijină Ucraina nazistă, doresc colonizarea Rusiei. Punctul culminant al monologului a fost invocarea de către liderul de la Kremlin a lui Iisus Hristos ca martor al justeței acțiunilor sale. Mai mult, președintele Federației Ruse și-a asumat rolul mesianic de apărător al creștinismului și de salvator al valorilor fundamentale de la care, pretinde el, țările vestice ar fi abdicat, adoptând în mod deschis satanismul. Putin a acuzat elitele occidentale că promovează deviațiile sexuale în rândul copiilor, pregătindu-i astfel pentru eventuale operații de schimbare de sex. Luptăm pentru Rusia istorică și pentru protejarea copiilor și nepoților noștri de acest experiment menit să le schimbe sufletele, a spus Putin în aplauzele celor prezenți, adăugând că el e încrezător în puterea spirituală a poporului rus, ale cărui suferințe le împărtășește. Analiștii de la publicația e-Observer au remarcat că tenta mistică din pledoaria lui Putin contrastează cu justificarea anexării peninsulei Crimeea în 2014, când președintele rus a invocat doar argumente istorice. Pe de altă parte, fantasmagoriile despre așa-numitul satanism de care ar fi posedați occidentalii, ca și instigările fățișe la ură pe considerente sexuale, sunt teme deja familiare în propaganda Kremlinului. Totuși, scrie e-Observer, amestecul inedit de religie, sex și geopolitică din discursul cuiz apocaliptic rostit vineri de Vladimir Putin este, de departe, cel mai toxic din toate intervențiile sale publice de până acum.
Dacă discursul președintelui Putin pare rupt de realitate, vizionarea programelor informative ale televiziunilor controlate de Kremlin îi lasă tot mai mult telespectatorului cât de cât informat senzația intrării într-o lume paralelă. Portalul EU vs. Dezinfo a ajuns la concluzia că în 25 septembrie, canalul 1 al televiziunii ruse s-a detașat în competiția strânsă a dezinformării cu posturile Rasia 1 și Rasia 24. Din cele peste două ore alocate emisiunii săptămânale de sinteză Vaskresnoe vremea, ora de duminică, 25 de minute au revenit referendumurilor din așa zisele Republici Populare Donetsk și Luhansk, ca și celor din regiunile Zaporojia și Herson. Principalul mesaj, bunăstarea de care vor avea parte după alipirea la Rusia, locuitorii entuziasmați care, potrivit imaginilor, au luat cu asalt centrele de votare. Optimismul a fost întreținut prin inserarea unor intervenții înregistrate cu președintele Putin, care a promis că Rusia nu va lăsa aceste regiuni pe mâna neonaziștilor din Kiev, fiind obligată să respecte voința populară. Subiectul mobilizării parțiale anunțate de autorități a ocupat 15 minute. Bărbați patrioți calmi și cu un aer respectabil așteptând răbdători la coadă să plece pe front. Mulți dintre ei voluntari, li se spune telespectatorilor. Îndeplinirea formalităților se face ordonat, stimulată de perspectiva unor salarii consistente. Familiile mândre își au rămas bun de la recruți. Ministrul rus al apărării dă asigurări că mobilizarea merge ceas. Este dată ca exemplu înrolarea fiului liderului politic din Crimea. De fapt, o tentativă străvezie de a contracara efectele farsei devenită virală, în care fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului refuză cu aroganță o pretinsă convocare telefonică la comisariat, pusă în scenă de activiști ai opoziției. Tonul pozitiv, luminos, este umbrit doar de precizarea legală că sustragerea de la serviciul militar sau dezertarea se pedepsește cu 10 ani de închisoare. În schimb, niciun cuvânt despre protestele față de mobilizare din întreaga federație, nici despre ciocnirile violente cu poliția. Nici o vorbă despre cozile kilometrice de la granițe, un exod fără precedent al rușilor care se tem să ajungă carne de tun. Dimpotrivă, pentru realizatorii emisiunii, Ucraina a fost deja învinsă, drept pentru care subliniază cu satisfacție, preț de 15 minute, cât de ridicat este moralul trupelor și cât de răsunătoare sunt succesele de pe front. Câțiva prizonieri ucraineni declară vizibil timorați că sunt bine tratați. O altă încercare vădită de a contracara informațiile privind tratamentul mizerabil al celor căzuți în captivitate. De altfel, cele 5 minute consacrate în emisiune recentului schimb de prizonieri cu inamicul ucrainean îi înfățișează pe cei 55 de soldați ruși fericiți că s-au întors acasă și etalând o stare fizică incomparabil mai bună decât militarii ucraineni eliberați după capturarea uzinelor Azovstal. Reportajele, videoclipurile și comentariile difuzate în următoarele 25 de minute ale emisiunii se străduiesc să convingă telespectatorii ruși că Occidentul este în declin, dar rămâne totuși periculos. Statele Unite reprezintă creierul acțiunilor Uniunii Europene și ale Ucrainei, ca și al tuturor țărilor care și-au pierdut suveranitatea. Moscova rămâne devotată apărării ordinii mondiale și protectoarea celor neajutorați, în vreme ce Europa e în pragul colapsului ca o consecință a propriilor sancțiuni impuse Rusiei. Emisiunea anunță că majoritatea europenilor sunt în stradă protestând față de oprirea curentului electric și penuria de alimente. Cu alte cuvinte, cetățenii au motive să fie recunoscători pentru traiul stabil din Rusia lui Putin, feriți de viața tulbure și imprevizibilă a europenilor care și-au pierdut valorile morale și materiale. Concluzia analistului EU vs. Dezinfo după vizionarea acestui exercițiu de manipulare este că există doar două diferențe notabile între recenta emisiune a televiziunii de stat moscovite și programele similare din perioada URSS. Cea din tâi este strict tehnologică. Spre deosebire de comunism, propaganda televizată a Kremlinului beneficiază astăzi de formatul HD.
Cea de-a doua diferență privește identitatea liderului înțelept și incontestabil, garantul binelui națiunii. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. În era sovietică era secretarul general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Astăzi, el este Vladimir Putin. Un fost ministru român de externe reia teza lui Putin privind caracterul artificial al statului ucrainean, provocând protestul Kievului. Tatiana Țarfulă explică. Затем накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Este doar un mic fragment din discursul lui Vladimir Putin difuzat în seara de 21 februarie 2022, după ce a semnat declarația de independență a regiunilor Donetsk și Luhansk. El a susținut că Ucraina este un stat artificial și nu are nicio tradiție ca stat național. Câteva ore mai târziu a ordonat ca trupele rusești să intre în cele două regiuni, iar pe 24 februarie a invadat Ucraina, declanșând așa numita operațiune militară specială. Ucraina este în frontiere nefirești. Ea trebuie să cedeze teritorii Ungariei Transcarpatia, Poloniei Galicia, României Bucovina și Rusiei Donbasul și Crimea. Sunt teritorii ale altor țări. Ne cramponăm? Asta este. Va fi conflict. Același discurs, identic cu al lui Putin, este reluat, iată, de domnul Andrei Marga, 6 luni mai târziu, la târgul de carte de la Alba Iulia. Poziția lui a fost imediat promovată în Rusia pe canalele de Telegram care susțin politica lui Vladimir Putin, iar apoi și în presa fidelă liderului de la Kremlin. În România, declarațiile sale au stârnit un val de critici, atât din partea autorităților, cât și din partea presei, pentru că domnul Marga este o persoană publică foarte cunoscută. A fost ministrul educației în perioada 1997-2000, iar în 2012, pentru câteva luni, a fost chiar ministrul afacerilor externe. Acesta este și motivul pentru care Ministerul de Externe a publicat rapid un comunicat prin care a respins ferm poziționarea domnului Marga, care preia, încurajează și propagă narativele maligne emise de Rusia. Teodor Baconschi și Adrian Cioroianu, foști miniștri de externe, au criticat la rândul lor declarațiile făcute de domnul Marga. Întrebarea e pe ce bază stabilim noi că o țară este artificială sau nu, de ce este mai artificială Ucraina decât România, de ce dacă începem să discutăm despre granițele din 1946, nu ajungem să discutăm și despre cele din 1919 și dintr-o dată vorbim despre Trianon. Și întrebarea e de ce Ungariei Transcarpatia, pentru că asta spune acolo, și nu Slovaciei, pentru că știți, înainte de al doilea război mondial, regiunea, uitați-vă pe hartă, aparținea Cehoslovaciei, adică era partea Slovaciei și nu a Ungariei. Respectarea granițelor stabilite de tratatele internaționale a fost, după cel de-al doilea război mondial, o garanție a menținerii păcii pe continentul european. Granițele pe care le regăsim în Europa de azi nu mai sunt aceleași pe care le știm din secolul al XIX-lea, stabilite tot prin tratate și care reflectau situația politică a acelor vremuri, dar care, se pare, nu mulțumiseră pe toată lumea, căci altfel n-ar mai fi existat cele două conflagrații mondiale care au devastat prima jumătate a secolului 20. Ucraina, în granițele de dinainte de invazia rusă, se regăsește pe harta Europei desenată în 1945, inclusiv de reprezentanții Uniunii Sovietice. Dar nu numai teritoriul Ucrainei a fost modificat atunci. La fel s-a întâmplat și în cazul altor țări europene, cum ar fi România, Germania, Polonia, Ungaria, ca să dăm numai câteva exemple. În logica putinistă susținută și de Andrei Marga, orice țară, în virtutea unor nemulțumiri, ar putea să revendice teritorii care i-au aparținut cândva. Înființarea Organizației Națiunilor Unite tot în 1945, prin ai cărei membrii fondatori s-a numărat și Uniunea Sovietică, urmărea să asigure pacea mondială, respectarea drepturilor omului și a dreptului internațional, adică să împiedice izbucnirea altor conflicte. Doar că acest lucru nu este posibil decât dacă principiile enumerate mai sus sunt respectate de către toate țările membre. În cazul războiului din Ucraina, Rusia, urmașa Uniunii Sovietice, a decis să-și redeseneze teritoriul privind spre o altă hartă și ignorând granițele stabilite după cel de-al doilea război mondial.
Gabriela Avram ne vorbește acum despre propaganda Kremlinului din ultimul secol privind construirea identității naționale în fostele imperii rus și sovietic. În realitate însă este o uniformizare sau chiar o ștergere a acesteia. Стали сестры нежней и красивей, когда каждая в косы вплела. Беларусь, Украина, Россия, православных церквей купала. Așa începe nu construirea unei identități naționale, ci uniformizarea unor identități naționale. Suntem slavi, ținem de aceeași religie, cea ortodoxă, în ultima jumătate a secolului trecut am fost cu toții împreună, deci aparținem unui singur spațiu, și acel spațiu e Rusia. Rusia, Ucraina și Belarus formează împreună un teritoriu cât un continent. Istoria l-a construit în așa fel încât ruși, ucraineni și belaruși trăiesc și dincolo de hotarele lor, amestecându-se, formând minorități și familii mixte. Și cu toții se revendică de la Rusia kievană. Teritoriul pe care azi îl numim Belarus a fost populat de triburi slave în secolul al VI-lea, care i-au asimilat pe sciți, sarmați și cimerieni, și ei locuitori ai aceluiași pământ. Apar varegii în secolul al IX-lea, negustori și războinici scandinavi, întemeitori ai Rusiei kievene în 862, în zona Kievului, acum capitala Ucrainei, altă țară prezentată de propaganda rusă ca fiind soră a Rusiei. Doar că Belarusul, ca și Ucraina, a avut un parcurs diferit. După invazia mongolă în secolul al XIII-lea, principatele rutene de pe teritoriul Belarusului au fost încorporate în Marele Ducat al Lituaniei, care s-a aliat apoi cu regatul Poloniei și a devenit în 1569 Uniunea Polono-Lituaniană. Acolo se afla Belarusul de astăzi și acolo a rămas aproape două secole, până în 1795, când Polonia a fost împărțită între Imperiul Rus, Prusia și Austria. Dar apoi teritoriile Belarusului sunt cucerite de Ecaterina a II-a și așa rămân până la ocuparea lor de către Imperiul German în Primul Război Mondial. Belarus și-a declarat independența sub ocupație germană la 25 martie 1918, formând Republica Populară Belarus, dar din 1919 cade sub control rusesc și devine Republica Socialistă Sovietică Bielorusă. Apoi e transformată în Republica Sovietică Socialistă Lituaniano-Bielorusă. În 1939, Germania nazistă și Uniunea Sovietică invadează Polonia și începe al doilea război mondial. Mare parte din stat a fost anexată Republicii Socialiste Sovietice Bieloruse. Statistic, Republica Bielorusă a fost cea mai afectată dintre republicile sovietice în timpul războiului și a rămas în mâinile naziștilor până în 1944. După război, Stalin a aplicat ca peste tot o politică de sovietizare pentru a izola Republica Socialistă Sovietică Bielorusă de influențele occidentale. Politică continuată ulterior de Nikita Hrușciov. Belarusul nu putea fi scăpat, doar că în iunie 1988 un arheolog descoperă gropi comune ale victimelor executate între 1937 și 1941 la Curapat, lângă Minsk. Vinovată e considerată Armata Roșie, iar naționaliștii cer independența. Belarus s-a declarat stat suveran la 27 iulie 1990. Constituția națională este adoptată în martie 1994. Au loc alegeri prezidențiale și câștigă Alexander Lukashenko. Ales și reales în 2001, 2006, 2010, 2015 și 2020. Susținător al lui Vladimir Putin și acuzat de Occident că duce o politică de anihilare a vocilor critice ale societății civile din Belarus. Nici relațiile frățești cu Ucraina nu sunt foarte diferite. Primele comunități de slave au apărut la începutul secolului al IV-lea pe teritoriul ucrainean de astăzi. Apoi, acestea au fost conduse de aceiași varegi pe care îi regăsim și în istoria Belarusului, cei care întemeiază Rusia kievană. La mijlocul secolului al XIV-lea, Lituania ia în stăpânire Ucraina. Astfel, în Uniunea Polono-Lituaniană se regăsesc două dintre cele trei țări surori, Belarus și Ucraina.
În secolul al XVI-lea intră în uz termenul Ucraina cu sensul de țară de margine. În aceeași perioadă, Polonia și Lituania au început luptele împotriva Moscovei pentru influența asupra acestei regiuni. Nemulțumiți de stăpânirea poloneză, mulți ucraineni au fugit dincolo de zona de jos a Niprului. Izbucnește apoi răscoala lui Hmelnitski, care se transformă într-un adevărat război împotriva dominației poloneze. Răscoala îndepărtează influența poloneză, dar îi aduce pe ucraineni sub influența țaratului Rusiei, influență de care nu au mai reușit să scape secole întregi. Abia în ianuarie 1918, după încheierea Revoluției Bolșevice și a Primului Război Mondial, Ucraina își declară independența. Cu toate acestea, independența politică a Ucrainei nu a durat mult. După o serie de conflicte desfășurate în zonă, trupele sovietice câștigă controlul asupra Ucrainei, care devine una dintre republicile URSS în 1922. Urmează 10 ani mai târziu cea mai cruntă experiență a Ucrainei, Holodomorul, marea foamete la care sora Rusia i-a condamnat pe ucraineni. Au murit atunci peste 4 milioane de oameni. După dezastrul celui de-al doilea război mondial, Ucraina a rămas în Uniunea Sovietică. În iulie 1990, Parlamentul a adoptat o declarație de suveranitate, iar în august 1991, Ucraina și-a declarat independența. Totuși, tensiunile dintre Rusia și Ucraina au continuat să existe, iar încercarea poporului de a se apropia de Occident și protestele cunoscute sub numele de Euromaidan au supărat Kremlinul. Lecția a venit în 2014, odată cu anexarea Crimeei. Dar asta nu a fost de ajuns pentru Rusia, în februarie anul acesta, atacând pur și simplu Ucraina. Cele trei țări surori, așa cum erau prezentate de propaganda sovietică, se regăsesc acum într-o nouă situație. Rusia este stat agresor, Ucraina stat atacat, iar Belarusul susținător, fără a participa la conflict, al țării care a declanșat războiul. Atât pentru astăzi, până miercurea viitoare, cu bine!